Eveniment așteptat în Chiheru de Jos. În zilele de 6 și 7 septembrie va avea loc tradiționala sărbătoare a comunei, eveniment care cuprinde un program variat. În prima zi vor fi întreceri sportive de mini-fotbal în cadrul Cupei Pop Alexandru, ediția a 4-a, desfășurate pe terenurile de sport din curtea gimnaziului Iulia Grama din comună. Ediția 10-a evenimentului vine cu activități inedite dedicate participanților. Avem lucruri pe care acum le avem la prima ediție. Respectiv avem un concurs de muzică populară pentru tinerele talente și ce vreau să vă mai spun chiar diferit este faptul că gospodinele din comună, o parte din gospodine, se vor prezenta cu produsele lor pentru un concurs. În data de 7 septembrie, sătenii vor participa la liturghia oficiată la Biserica Ortodoxă din Chiheru de Sus. Programul continuă la Cimitirul Eroilor Români din localitate, unde cei prezenți vor depune un parastas de pomenire a eroilor căzuți în timpul celui de-al doilea război mondial. În cele două zile de sărbătoare vor exista și momente artistice. De asemenea, avem un program deosebit de frumos de încărcat cu artiști locali și artiști care s-au evidențiat pe plan național, cu care ne mândrim. În special, s-au remarcat prin cântece lor patriotice de suflet. Pe scenă vor urca soliștii Laura Oltean, Mihaela Botoș, Dorin Pintea, ansamblul Cununa Călimanilor din Deda. Oaspeți de onoare sunt Valeria și Traian Ilia, Maria Neag, Mihaela și Ciprian Istrate. Evenimentul se va termina cu tradiționalul foc de artificii.